Fostul primar al municipiului Deva, Petru Mărginean, președinte al Asociației Salvital Hunedoara, spune că în prezent este mai mult un analist politic și nu și-ar mai dori un nou mandat în funcția de edil. Cu toate acestea, el spune că nu va mai schimba partidul din care face parte acum, adică Partidul Umanist Social Liberal, chiar dacă va primi, poate, oferte din partea altor formațiuni politice. Sunt mai mult un analist, sunt vicepreședinte la nivel național, încercăm să ne formăm o echipă la nivel de județ, este formată, dar cu care vrem să o dezvoltăm. Atacați anumite primării, da, poate în 2024. Foarte bine a spus. Anumite primării, pentru că nu pot să fiu aspur, nu vom merge peste tot. Nu se știe cum se va merge. Eu îmi doresc ca să găsim acei oameni capabili care poate să atace o primărie sau atace să candideze pe o primărie, dar eu personal nu mai îmi doresc, pentru că din punct de vedere politic cred că mi-am finalizat ambițiile, orgolile. Deci nu a fost aceasta o pauză dinaintea furtunii pentru ca în 2024 să ne spuneți că veți candida poate la primăria Deva sau la altă primărie? Aștept, păi dacă nu m-au vrut oamenii, cetățenii, sau au fost anumite alte cele lucrurile discuții. Se mai schimbă, cred că ați văzut și dumneavoastră, în anii au fost primari care au făcut pauză 4 ani, 8 ani, după care au revenit și au fost aleși de către cetățeni. Sunt de acord. Nu e mai bine să stau eu să fac ceva pentru oamenii aceștia pe care îi simt aproape? Puteți face și din postura de primar. Pot, știi, sigur, am și făcut. Bun, n-am o ofertă concretă, dar dacă aș avea-o și arătat dorința de a candida, indiferent că pe partidul nostru, dar am așa o stare de liniște și de mulțumire pentru ceea ce fac decât dacă m-aș duce într-o bătălie, pentru că va fi o bătălie destul de crâncenă la anul, cu 4 soiuri de alegeri, dar cum ziceți, nu se știe niciodată ce oferte, ce conjunctură dacă se va întâmpla. Dacă veți primi o ofertă din partea altor partide, mai puțin din cel din care faceți parte actualmente, ați schimba partidul pentru a putea candida? De schimba partidul nu-l mai schimb, deci e clar că nu-l mai schimb, dar poate vor fi alianțe la nivel local, la nivel județean, la nivel național va fi clar. Nu se știe încă. Toată lumea politică fac mișcări de glezne. E încălzirea jocuri, națională. Jocuri acum și întâlniri pe miri pe unde, numai în sedii politice, numai în sedii de partid nu sunt. E greu să spun.